cenușăreasa. Mai sus. Pe cine a chemat? Vrem cadru și mai sus. Fale agitată. Da. Mai normal. Din picior. Prima cameră, rog. Da, din picior, da. Bună, sunt Vlada, am 20 de ani, sunt din Republica Moldova, de 5 ani locuiesc în România, stau în Focșani. Știu că mă auziți și că urmează să intru în casa băieților, rog pe Laurențiu și Antonia să-și pună ochelarii. Eram sigură. Și tu de ce te panichezi? Eu tatuaj în ghiare. Fluturi. 20 de ani, ciudată cu mine. Fluturi. Ești. Piept. Bine, mă. Dacă e ca tinga. Cineva tatuat. Vlada. Da, chiar. Vlada o cheamă. Și părul scurt. Nu e scurt. Nu, până aici, cu ofră. E șatină, chin ca mine, aproximativ. Are ochii albaștri. Are tatuaje? Văd cam rău. Face TikTok? Are tatuaje. Nu știu. Că parcă știu o Vlada de pe TikTok. Și eu știu o Vlada de pe TikTok. Laurențiu și Antoni. A venit pentru voi doi, bă. Ce faci? Eu te nu știu că există la feminin Vlad. Vlada. Puneți-mă ochelarii. Stai, mă, când cred acolo. Păi acum vine, dar trebuie să spui tu ochelarii. Până nu spui tu ochelarii, nu o să vină. Hai, pune-ți, ține așa. Mă, dar să ziceți și voi când vine. Acum. Cum o cheamă? Vlada. Să vezi. Stai, mă, că a zis. Băi, mie nu vine să cred că vine fata nouă și Robert o vorbește. Bă, tu ce vorbești acolo? Mă... Putem să dăm jos? Bă, nu cred, nu cred, a fost Radu. Eu stat și lângă tine. Cine respiră așa greu? De la emoții. E fumătoare. Da, bă. Nu-i vorba de așa ceva, știi foarte bine. Doamne, ferească-mă. Că nu si, si. Că n-ai, n-ai. Muzica noastră nu e pe bă. Parai. Hai, stai acolo așa. Deci eu stau așa și... Nu mi-am justificat. Gata, 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 gata. Antoni, acum. Ce se fac? Direct. Vorbim pentru Antoni și pentru Antoni. Eu chiar sunt foarte curioasă cum o să reacționeze Antoni. Și eu. Și Laurențiu. Foarte bine. Da. Antoni o să reacționeze bine, Laurențiu o să o ia la mișto. Da. Cum a făcut până cu acum. Cu mine, da. Din Republica Moldova. Vlada. 20 de ani. Bine că n-a zis pentru da, Ierus, că deja m-am pregăteat, da, dar mai da. 5 ani stăm Focșani. Da, 5 ani e mult, adică da. Are 20 da, dar tot are accent, adică e normal să aibă accent, adică încă... Tot are acceptul ăla, da. Are și emoții, Focșani, că n-ai acolo... emoții, accentul și... Acolo da, oricum e și accentul Focșani, da. Mai e accentul. Focșani e... unde? E aproape de Moldova. Vreau să văd. Nu, chiar. Bună! 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 Ce, de să mă ridic în picioare, frate? Și noi ne ridicăm! Da. Mă gândesc. S-a spus. Ce faci? Bună, Vlada. Bună, Robert. Vlada, hai bine. Bună. Ziceți, mă, băieți, pe gustul lui Antoni. Pe gustul tău. Bună. Alba, nu știu, lui Antoni s-ar putea să-i plac. Pare bine. Cred că mai mult ca Sibi. Vlada. Bă, dar nu unde acum o faceți curios. Bună. Bună. Vlada. Antoni. Ești un altă. Da. Bună. Tot așa. Cine cu... mai lăsat ultimul? Puteți să ne așezăm. Nu? Da, stai jos. Da, unde ne mai așezăm? Vlada. Fac intră în patru. Laur, îmi pare bine. Fă-te aici. Ia loc acolo pe... Uite-mă așa. Dar auzi, pune-te tu lângă Laurențiu. Îți dau un suc? Să mă pun lângă Laurențiu? Da, mă du-te lângă Laurențiu. Da, te rog. Da, lasă-l aici acum. Eu zici că sunt cum a făcut Cosmina din Eur. Aici, la Cosma, sunt pedepsit. Aici ce faci, Vlada? Bine, Radu. Am emoții. Nu trebuie, vrei un par, nu ceai ceva? Ia duce Cosmin. Cosmin mi-aduce. 20 de ani. 20 de mulți înainte. Da. Ești de seamă cu Cristina. Mă, mai trebuie să mai stăm cu ăsta, că-s curios. Cristina, da, are tot 20 de ani. Mersi mult. Nu știu.
calmează-te, n-ai de ce, ok. Da, m-a calmat, chiar sunt calmă. Da? Ai emoții? Da. Păi tremură mâinile sau picioarele? Și mâinile și picioarele. Da? Da. Spune-le ceva despre tine, ca prezentare. Vlada, din Republica Moldova, am 20 de ani, de 5 ani stau în România, Focșani. Uh-huh. Nu știu, întrebați... Cu ce te ocupi? Locuiești cu părinții aici, familia? Da, da, cu ce te ocupi? Aici. Muncesc la salon, pe coafor. Ok. Noi facem o styling, chestii. Ia, ia, fa sală. Nu. A, încercam. Nu-i trebuie. Dar poți să începi. Care-i topul tău 3? De ce m-am bătut atât bine? Și păi, ce zici? Zic, nu-i trebuie, nu-i trebuie. Deja, stai așa, încep direct ca și în karate. Nu, văd, nu, nu. Păi și dacă arată bine, nu poate să arate și mai bine. O, și ce mai vrei? Este loc de mai bine, știu. Crezi că este loc de mai bine în ceea ce te privește? Poftim? Crezi că este loc de mai bine în ceea ce te privește? Întotdeauna, spune așa. Da? Da, e care? Unde crezi că ar mai trebui plusat? Acum arăt, este loc de mai bine. Mă, dar nouă ne e greu acum să vorbim cu ea dacă nu vedem. Poți să-ți faci o descriere așa... Aspectuală. Aspectuală. Cum arăt eu? Ok. Da. Ochi căprui, înalt 1.75. Nu știu, păr lung. Bine, am extensii dacă... Am înțeles. Atena. Așa, șatena. Am tatuaje, da, șatena. Buze? Tatuaje. Buze... Medie, așa, nu le-am nici mici, nici mari. La urechi, iată, 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 nou venitul să se simtă bine. Lasă că mă ocup eu. Uite, lasă pantă, nu mai certați, lăsați pantă. Mă, dar mie mi-e greu. Nici nu mai întreb nimica. Ce-ți place ție cel mai mult la un băiat? Ce-mi place, cum se comportă, cum vorbește, cum gândește. Și mă gândesc că ai venit pentru mine și Antoni, bine zic. Păi de-aia așa aveți ochelari. Am înțeles. Nu, ce? Laura, dacă ne jucăm baba oarba. Da, o singură dată să mai faci glume de genul ăsta și ceau. Ai urmărit emisiunea? Nu mai este pus pe Caterinca. Nu, bine, am urmărit înainte, sezonul 1, dar sezonul 2 până ianuarie, cam așa. Când a fost ultima ta relație? Anul trecut. Anul trecut. Cât a ținut? 2 ani. 2 ani. Și de ce v-ați despărțit, dacă poți să spui? Gelozii, n-am avut încredere unul. Gelozii din partea ta? Partea lui, mai mult. Ce zodie ești? Capricorn. Ca tata. Ce îți place la mine și la Antoni? Cum arătați? Comportamentul nu-l cunosc. N-ai urmărit emisiunea? Poftim? N-ai urmărit emisiunea? Nu, ultima perioadă nu. 20 de ani ai spus că ai? Da. Păi cred că ești mai potrivită pentru el. Crezi că o să te înțelegi bine cu fetele? Laurențiu, da, acum e... Știi că e Bianca, e tot dându-mi acolo. Da, știu. Laurențiu, acum e destul de bine cu Lorena. Adică... Bravo, Lor. Dar n-ai urmărit emisiunea deloc? Ultima perioadă nu, doar părți așa ce mi-apar pe TikTok, asta, că stau să mă uit la cap la început până la sfârșit, nu. Dar ești indecisă pe cine să alegi, pe mine sau pe Antonin, înțeleg. Păi adică dacă... spre cine... Laurențiu, pe cine vrea să aleagă? Dai-mă un pic, mă, lasă-mă să-mi fac numărul. Nu știi exact spre cine să te îndrept, cum ar veni. Nu. Dar faptul că eu sunt cu Lorena într-o cunoaștere te împiedică sau? Păi nu știam de asta. Deci te împiedică cum ar veni. Plus că Larisa și Plășan. Jumate, și da și nu. Care consider că ar fi impedimentul? Mă, dar tu încerci acum să împingi spre tine. Nu, mă, frate, încerc să-și dea seama că la mine nu e loc să vină spre tine. Ah, bun. Deci am înțeles. Tupa. Ceau. Poate să-și dea ochelari jos la ori înseamnă, nu? Poți să-mi dau jos? Nu. Nu știu. Nu. Care sunt calitățile care te atrag cel mai tare la un bărbat? La ce te uiți prima dată? Nu știu, la... Bine, cum arată? Asta e prima chestie. Cum am mai spus? Cum vorbește? Cum se comportă? Cum umorul? Cum gândește? Poți să ne spui 3 defecte ale tale? Sunt timidă, da. Pun prea mult suflet la chestii. Dar asta nu e defect. Toată lumea spune pe asta că ba, nu, chiar e un defect. Pui suflet și nu ești rece. Ce se întâmplă? Și ultimul? Ai mai avut primele și ultimul? Până nu acum. Știu, da. Când am și 3 calități? Bine, ori sunt cam exagerat așa la unele chestii, dar... Na. De unde ce simplu? Tu ce zici? Poate să ia locul la Lise. Bă, nu știu. E greu. Trebuie să vorbesc, dar trebuie mai întâi să o văd și după să vorbesc cu ea. Cel mai important aspect, prima clasă, prima fază. Dar nu... Dar trebuie să-i zic. E greu acum, abia... Vlada? Da. Pe altcineva ai mai putea încadra în topul tău? Gen, dacă ar fi să faci un top 3, mai putea băga pe cineva sau nu e nimeni pe gustul tău, gen? Momentan, nu știu cum arată, dar poate să mă atragă comportamentul. Da, Cosmin, de exemplu, nu știu, dar strict aspectual. Mai e cineva de care să-ți placă? Nu. Bun. Bun. Cosmin, ceau. Da, zi-mi un pic, care sunt așteptările tale de la Casa Iubirii? Ai venit să ce? Să te îndrăgostești? Mai dau o șansă iubirii, Laurențiu.
Să dai o șansă iubirii. Da. Dacă cum, merge cum ar trebui să fie bărbatul de lângă tine? Atent. Da. Bijuliu, să mă respecte, să... Atent, nu știu. Păi, să mă înțeleagă. Uite, crezi... Uite, dar stai un pic, Radu. Lăsând cum ar trebui să fie bărbatul, ce calități și trei defecte de ale tale și trei... Mi-a de mai fost să te dai de Laurențiu, tu! Băi, mai mult, te pierzi! Te pierzi, adevărat. S-a roșit la față. Nu-i adevărat, el m-a ținut de vorbă. Nu? Bine, voi ați vorbit, n-ați fost atenți. Zine trei calități tale. Prin ce crezi tu că ai putea să... Vezi că nu mă întrebă? Păi... Mă auzi? Da, te aud. Păi, cum zi-mi trei lucruri... Ai alea pup după urechi. Zi-mi trei lucruri prin care crezi tu că ai putea cuceri un bărbat sau care sunt dintre tale forte. Păi, nu știu. A zis aspectul, parcă. Bine, aspectul l-ai pus tu? Eu nu am spus aspectul. Atunci spune-ne tu trei. Nu, dar nu ai fost atent deloc. Mă mai păi bietat. Nu știu, Laura. Cum nu știi? Vorbești un pic mai tare. Păi dacă tu nu știi despre tine...